Așa se scrie legea în televiziune. Televiziune live, genul programului, divertisment, cântec, joc și voie bună. Alături de noi, doamna doctor Anca Hâncu și aparte la cifrele pe care le înregistrează gașca noastră în fiecare săptămână, în discuții foarte simple, dar pe înțelesul tuturor, despre nutriție și despre cum putem face ca alimentația să fie un obicei sănătos pentru noi toți. Facem sănătatea mai veselă. Hai să facem sănătatea mai veselă, așa o să mergem. Astăzi și așa o să punctăm. Când suntem tineri, spunem așa, pot să mănânc orice, oricând, la orice oră, am un metabolism de fier care rezolvă toate problemele. Nu mă îngraș pentru că sunt, așa sunt dăruit de Dumnezeu, așa se aude. Da, și evident că nu e chiar așa, ce ne arată și cifrele, creșterea obezității la copii, obezitatea la tineri, dar vă spun din experiența proprie, am avut de la începutul anului 4 cazuri de obezitate severă, obezitatea morbidă, adică 4 tineri între 20-25 de ani cu 160 de kilograme, este enorm. De ce? Poate o să mă întrebați. E înfricoșător chiar, da. De ce la o vârstă așa de fragedă? Pentru că, într-adevăr, metabolismul tinerilor, sigur că este bun, corpul tânăr este un corp sănătos, dar și tânărul poate să-l distrugă prin ceea ce face zi de zi și de aceea, sigur, am mai auzit și remarca, da, dar eu nu trebuie să mănânc pâine integrală, pot să mănânc pâine albă, eu nu trebuie să mănânc diverse alimente sănătoase, cum ar veni, eu pot să mănânc orice că sunt tânăr. Când voi fi mai bătrân, va trebui să poate mă gândesc. Atunci, da. Când suntem tineri, ne construim obiceiuri, obiceiuri corecte, sănătoase, care ne rămân după aceea. Și e altceva să înveți să faci mișcare, să înveți să faci sport, de exemplu, zilnic, la 50 de ani, când ai hipertensiune, ai probleme cu inima, ai colesterolul ridicat, sau să faci de tânăr să-ți intre în obiceiurile tale și să consideri stilul de viață sănătos ca ceva normal. Dar noi când spunem metabolism, de fapt, pe ce ne bazăm? E așa un termen generic despre care nu știm foarte multe. Doamne, am un metabolism de fier, lasă-mă pe mine că știu exact ce mănânc. Exact. Corpul nostru, ca să fie menținut în viață, dacă am stat pe un pat toată ziua, tineri, vârstnici, consumă o energie pentru funcționarea organelor noastre vitale. Ei, sigur că această energie pe care o consumăm scade odată cu vârsta. Deci, la început, când ești tânăr, metabolismul e mai accelerat. Mai este accelerat în anumite afecțiuni, dar nu intrăm acolo. Dar, în afara acestui metabolism bazal, cum se numește, care poate fi măsurat, există activitatea fizică, cheltuiala cu termoreglare, activitatea intelectuală cu care cheltuim mai puțin și toate acestea ne aduc cantitatea de energie pe care noi o consumăm într-o zi. Dar dacă noi stăm toată ziua, dacă suntem sedentari, stăm online, stăm pe canapea, pe fotoliu, dacă ne mișcăm doar cu mașina, dacă nici măcar nu ne plimbăm pe jos, atunci corpul își schimbă cumva toate acele lucruri bune pe care le are la o anumită vârstă. Iar surplusul se depune, nu? Și evident, surplusul energetic, cu cât mâncăm mai mult și consumăm mai puțin, totul se depune. Există alimente care accelerează arderile? Există oarecumva alimente, se spun și cu calorii negative, și mai există alimente a căror digestie consumă mai mult decât ne aduc. O cheltuială importantă de energie cu digestia alimentelor ne aduc proteinele, e bine să știm acest lucru. Dacă eliminăm calorii din dietă, vom slăbi mai ușor dacă stăm tot timpul evident, cu un carnețel? Evident, dacă ne scădem caloriile din dietă, scădem aportul caloric pe zi și atunci putem începe să scădem. Practic, avem un model alimentar hipocaloric, dar cu atenție, contează și calitatea alimentelor pe care le aducem în dieta noastră. Aș vrea să facem un pas înapoi și să vorbim despre metabolismul pe care îl antrenăm, spuneați dumneavoastră, în tinerețe. Așa cum îl antrenăm în tinerețe, așa l-avem și în perioada adultă. Ce greșim atunci când ne raportăm la sistemul nostru metabolic? Greșim dacă suntem sedentari, trebuie să facem mișcare, mișcarea să fie partea vieții noastre. Greșim dacă dăm prea mult acestui metabolism.
corpul nostru consumă energie, dar nu consumă atât de mult cât poate am crede noi. Și trebuie să fim atenți și la densitatea calorică, adică nu trebuie să mâncăm tot timpul alimente procesate, ultraprocesate, cu adaos de zahăr, de grăsimi. Să trecem spre legume, spre vegetale. Pe acei tineri despre care v-am spus, i-am învățat așa cu plăcere să învețe să mănânce mai multe legume, fructe, să mănânce mâncare gătită, pe care poate părinților o făceau, dar ei o ignoră. Procentele pe care dumneavoastră le știți mult mai bine și le aveți mult mai updatate sunt îngrijorătoare când vorbim de obezitate morbidă în rândul tinerilor într-un spațiu ce până acum 30 de ani parcă nu se confrunta cu același lucru. Sau da. Nu știam noi. Ziceam că sunt în alte țări și nu și la noi aceste procente. Nu există studii făcute în acest moment pe această grupă de vârstă, dar... Deși ar trebui, spuneți-mi asta. Ar trebui, dar faptul că îi vedem venind în practica noastră tot mai mult este îngrijorător. Și, de fapt, ar trebui tinerii să se bucure de viață, bineînțeles, să se bucure de viață, dar și ieșind, făcând mișcare, fiind mult mai activ. Săptămâna trecută discutam despre obezitatea la tineri ce duce la un diabet de tip 2. Da. Cazurile și acolo sunt îngrijorătoare, la vârstă foarte fragedă. Noi asociam diabetul cu o afecțiune a bunicilor noștri sau a părinților mai în vârstă. Acum a scăzut foarte mult vârsta și contează foarte mult o alimentație echilibrată, un mod de viață echilibrat pe care, repet, îl construim de tineri. Obiceiurile bune construite de la 20 de ani rămân și sunt extraordinare. Sunt persoane care vin la clinică la 50 și doamne și domni, 50-60 de ani cu deja cu multiple probleme, când este atât de greu să înceapă să fie atenți, când s-au obișnuit să mănânce prea mult, prea gras, prea dulce, prea sărat, și atunci e foarte greu să se obișnuiască. Așa că mai bine să înceapă de tineri, de la 20 de ani, să ducă un stil de viață frumos și sănătos, pentru că putem fi foarte veseli și fericiți mâncând sănătos. Dărâmăm mituri și astăzi foarte rapid. Metabolismul nostru este moștenit din familie, adevărat sau fals? Ei, foarte puțin există. Genetica ne aduce câte ceva, dar poate fi schimbat pe parcursul vieții. Multe persoane se îngrașă din cauza metabolismului prea lent. Există patologie, dar acest metabolism prea lent îl ajutăm și noi fiind sedentari. Consumul abuziv de dulciuri și grăsimi duce la supraalimentare. Adevărat sau fals? Bineînțeles. Evident. Și la obezitate. Dacă am un metabolism leneș, nu pot slăbi. Adevărat sau fals? Există persoane la 60 de ani cu un metabolism bazal, despre care vă spuneam, de 1000 de kilocalorii. Pentru a scădea în greutate vor trebui să mănânce foarte puțin și să facă foarte multă mișcare. Deci se poate scădea în greutate și cu un metabolism leneș, cum se spune, dar cu efort mai mare. Consumul ridicat, asta este ultima, consumul ridicat de proteine accelerează arderile. Crește cheltuiala cu digestia alimentelor. Deci proteinele, pentru digestia proteinelor se cheltuie ceva mai mult. Dar aveți o alimentație echilibrată, nu mâncați acum numai proteine, dar fiți atenți să existe în alimentația voastră și de origine animală și de origine vegetală. Ați zis să facem nutriția mai veselă? Mai veselă, da. Așa am rămas, așa o să facem și săptămâna viitoare, o să ne ajutați desigur, doamna doctor Anca Hâncu, în platoul de la Neața, demontând niște mituri legate de nutriție.